În Valea Timocului trăiesc aproape 300.000 de români. Sunt oameni care s-au născut și au crescut vorbind românește, dar nu au avut parte de o bibliotecă cu cărți în limba maternă. Pentru ca ei să acceadă la cultura și spiritualitatea românească, timp de o lună de zile, Cotidianul Informația de Severin a derulat o campanie în care au fost strânse în jur de 5.000 de cărți, scrise în limba română. În scurt timp, ele vor ajunge în mâna fraților de peste Dunăre. Inițiativă bună și o salutăm. Sperăm că o să fie cine poate să citească aceste cărți, că din păcate marea majoritate a românilor din Serbia de Răsărit nu știu limba literară și nu știu să citească. Sunt unii care au fost la studii și sunt mulți studenți care au terminat facultățile în România, care s-au întors în Serbia. Campania inițiată de Cotidianul Informația de Severin s-a derulat în perioada 15 august-15 septembrie. În acest interval de timp, oameni cu suflet larg, dar și Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu au donat cărțile care acum urmează să contribuie la dezvoltarea spiritualității românești în rândul celor care trăiesc în Valea Timocului. Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu a fost deosebit de încântată atunci când a fost aleasă ca și partener în acest proiect și a încercat să facă totul pentru a strânge cât mai multe cărți care să ajungă acolo, la dumneavoastră, care să vă fie de folos. Rezultatele sunt extraordinare, chiar neașteptate, ca să spună. Am reușit să strângem peste 5.000 de volume, dintre care 2.000 de volume au fost donate de Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu. Astăzi are loc aici, practic, o înmânare simbolică a acestor cărți. Ele nu pot fi trecute peste granița atât de ușor. Volumele scrise în limba română vor fi trimise spre Valea Timocului în cel mai scurt timp, printr-un curier diplomatic.